Doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua din incinta de Vamol, Saldor, unde se desfășoară o nouă confruntare din cadrul concursului de cultură generală Citești și câștigi, o confruntare de această dată din cadrul sferturilor de finală. Concursul este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Totodată avem alături de noi postul de televiziune Hunedoara TV, care va transmite în direct toate confruntările din cadrul concursului. Excelenta sonorizare este asigurată de domnul Alin Miheț, căruia îi mulțumim. Primele concursului sunt: pentru locul 1, 8 biciclete, pentru locul 2, 8 tablete, pentru locul 3, 8 dispozitive Kindle. La acestea se adaugă cărți, diplome, trofee și premii surpriză, care vor fi câștigate de participanți prin tragere la sorți în ziua finalei. Acordarea acestor premii este posibilă datorită sponsorilor: Cafeneaua Dependentă de Cultură Jos Pălăria, Editura Humanitas, Editura Nemira, Editura 3, Grupul Editorial RAO, Heidelberg Cement România S.A., SC Drupo S.R.L., SC Prems Librexim S.R.L., SC Top Tech S.R.L., Tritonic Grup Editorial. Haideți să le mulțumim sponsorilor prin aplauze, vă rog! Spuneam la început că ne aflăm în faza sferturilor de finală. Înainte de a vă spune care sunt echipele care se confruntă astăzi, vreau să vă prezint cele două grupe care au fost repartizate electronic. Așadar, în grupa A s-au calificat Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani și Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni. În grupa B avem Colegiul Național Decebal din Deva, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și Colegiul Național I.C. Brătianu din Hațeg. Așadar, echipele care se confruntă astăzi reprezintă Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva și Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani. Echipa de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria este coordonată de doamna profesor Tripa Iuliana, iar pe membrii echipei îi invit să se prezinte, începând cu liderul. Bună ziua, numele meu este Ioana Școiana și sunt din clasa 9. Bună ziua, numele meu este Ungureanu Iulia și sunt din clasa 10. Bună ziua, numele meu este Păcural Mihai și sunt din clasa 9. Bună ziua, mă numesc Pătruța Anita și sunt din clasa 11. Bună ziua, mă numesc Valean Laura și sunt în clasa 9. Mulțumesc frumos, vă doresc multă baftă! Echipa de la Colegiul Național de Informatică, Carmen Silva, este coordonată de doamna profesor Ana Maria Lazar, iar pe membrii echipei de asemenea invit să se prezinte, începând cu liderul. Sergiu Berinda. Valin Tremos. Badea Luisa. Istrate Dragoș. Muntean Dan. Mulțumesc, multă baftă și vouă! Alături de noi salutăm prezența juriului, care va urmări ca între concursul să se desfășoare în condiții optime. Domnul Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva. Doamna Luminița Vulcan, șef serviciu relații cu publicul. Doamna Diana Ferenț, bibliotecar. Doamna Camelia Mestecăneam, bibliotecar. Domnișoara Diana Trif, bibliotecar. Și în ultimul rând, domnul Daniel Oprean, analist programator. Înainte de a trece la desfășurarea concursului, țin să vă reamintesc regulamentul. Avem 5 domenii ale cunoașterii: științe, artă, sport, literatură, geografie și istorie. În cadrul fiecărui domeniu există 6 teme, din care voi puteți alege doar 4. Din fiecare temă vi se vor adresa 2 întrebări, astfel încât pe întreaga competiție veți răspunde la 40 de întrebări. Se vor adresa întrebări cu 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, și întrebări cu răspuns adevărat-fals.
Întrebările și variantele de răspuns vor fi afișate pe ecranul de proiecție. Pentru ambele echipe, liderul va nota răspunsul pe tabliță, litera care precede varianta, cât și răspunsul în sine, iar la expirarea timpului, la semnalul meu, va arăta răspunsul. Timpul alocat unei întrebări și răspunsului este de un minut. Pentru fiecare răspuns corect, primiți un punct. Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte va fi declarată câștigătoarea confruntării. În clasamentul general pe grupe, pentru fiecare dispută câștigată se vor acorda 3 puncte, echipele aflate la egalitate vor primi un punct, iar echipa care va pierde nu va fi punctată. Pe parcursul competiției veți putea utiliza o rezervă dintre membrii echipei cu condiția ca liderul de grup să anunțe schimbarea imediat după alegerea temei și înainte de citirea întrebării. Rezerva va rămâne în competiție până la sfârșitul ei. Și ultima precizare este pentru public. Puteți încuraja echipele, însă nu aveți voie să le șoptiți răspunsurile. În acest caz, jurul va penaliza cu un punct echipa pe care încercați să o ajutați. Ei și acum, pentru a stabili care este echipa care va alege prima domeniul, invit alături de mine liderii celor două echipe. Așadar, startul îl dă Colegiul Național de Informatică, Carmen Silva, multă baftă ambelor echipe. Să vedem ce domeniu alegeți. Domeniul artă sport, muzică pop rock. Prima întrebare. Last Days, filmul realizat magistral de Gus Van Sant în 2005, prezintă ultimele zile din viața lui. A. Janis Joplin, B. Michael Jackson, C. Jimi Hendrix, D. Kurt Cobain. Vedem ce ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde C. Jimi Hendrix. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Janis Joplin. Răspunsul este D. Kurt Cobain. Niciuna dintre echipe nu primește punctul. Întrebarea numărul 2. Ce trupă rock l-a avut drept vocalist pe Steve Perry? A. Journey, B. Heart, C. The Weeknd, D. Alice Cooper. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde de Alice Cooper. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Journey. Răspunsul corect este A. Journey. Un punct pentru Colegiul Național de Informatică. Colegiul Național Pedagogic, vă rog să vă alegeți un domeniu. Literatură. Și o temă, te rog. Literatură pentru copii. Prima întrebare. Nu este personaj în Cireșarii. A. Adnana, B. Lucia, C. Victor, D. Ionel.
atent ce ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde A, Adnana. Colegiul Național de Informatică răspunde C, Victor. Răspunsul corect este A, Adnana. Personaj din toate pânzele sus, deci punctul merge la Colegiul Național Pedagogic și avem egalitate 1-1. Întrebarea numărul 2. Cui aparține poezia Vestitorii Primăverii? A, George Coșbuc, B, Vasile Alexandrii, C, George Topârceanu, D, Tudor Arghezi. Ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde A, George Coșbuc. Colegiul Național de Informatică răspunde B, Vasile Alexandrii. Răspunsul corect este A, George Coșbuc. Un punct pentru Colegiul Național Pedagogic. Iar Colegiul Național de Informatică își alege un domeniu. Domeniul istorie. Și o temă. Egiptul Antic. Prima întrebare. Cum se numeau mormintele primilor regi egipteni? A. Mastabe, B. Tumul, C. Mumii, D. Obelisc. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde B, Tumul. Colegiul Național de Informatică răspunde A, Mastabe. Răspunsul corect este A, Mastabe. Punctul merge la Colegiul Național de Informatică. Întrebarea numărul 2. Imhotep a fost A, faraon, B, zeu, C, arhitect, D, medic. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund C, arhitect, și este și răspunsul corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. Scorul este 3-3, iar Colegiul Național Pedagogic își va alege următorul domeniu. Geografie. Parcul Național Retezat. Prima întrebare. În Parcul Național Retezat trăiește liber zimbrul. A. Adevărat, B. Fals. Geografie.
răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund B, fals, răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. Și mergem la întrebarea numărul 2. Cum este permis accesul în rezervația Gemenele? A. Cu acordul Academiei Române. B. Cu acordul Consiliului Județean Hunedoara. C. Cu acordul Asociației de Turism Retezat. D. Plătind bilet de intrare. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde A, cu acordul Academiei Române. Colegiul Național de Informatică răspunde C, cu acordul Asociației de Turism Retezat. Răspunsul corect este A, cu acordul Academiei Române. Un punct pentru Colegiul Național Pedagogic, care preia conducerea. Scorul este 5-4. Colegiul Național Carmen Silva, vă rog să vă alegeți un domeniu. Geografie. Continentul american. Prima întrebare. Cum se numește insula Paștelui? A. Rapa Nui. B. Ratatui. C. Rapa Tui. D. Rana Pui. Să vedem ce ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde C, Rapa Tui. Colegiul Național de Informatică răspunde A, Rapa Nui. Răspunsul corect este A, Rapa Nui. Egalitate din nou, 5-5. Întrebarea numărul 2. Unde se află Pampasul? A, America de Sud. B, America de Nord. C, America Centrală. D, Mexic. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde A, America de Sud. Colegiul Național de Informatică răspunde C, America Centrală. Răspunsul corect este A, America de Sud. Un punct pentru Colegiul Național Pedagogic. Și tot Colegiul Național Pedagogic își va alege domeniul. Literatură. Femei câștigătoare de Premiului Nobel. Prima întrebare. Cum se numește scriitoarea germană de origine română care a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în anul 2009? A. Herta Müller. B. Katia Lange Müller. C. Nelly Sachs. D. Christa Wolf.
Să vedem ce ați răspuns. Ambele echipe răspund A, Hertha Müller, și este și răspunsul corect, câte un punct pentru fiecare echipă. Și mergem la întrebarea numărul 2. În ce an a câștigat Toni Morrison Premiul Nobel pentru Literatură? A. 1993, B. 2003, C. 1983, D. 1943. Vedem ce ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic, Colegiul Național de Informatică răspunde B, 2003. Răspunsul corect este A, 1993, și punctul merge la Colegiul Național Pedagogic. Scorul este 8-6 în favoarea Colegiului Național Pedagogic Regina Maria. Însă Colegiul Național de Informatică are șansa să egaleze alegându-și domeniul. Domeniul istorie. Istoria religiilor. Prima întrebare. În ce carte sfântă se găsesc surele? A. Biblia, B. Vedele, C. Coran, D. Talmud. Ce ați răspuns? Ambele echipe răspund C, Coran. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea numărul 2. Câte zile a durat potopul descris în Vechiul Testament? A. 40 de zile, B. 365 de zile, C. 7 zile, D. 50 de zile. Ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde C, 7 zile. Colegiul Național de Informatică răspunde B, 365 de zile. Răspunsul corect este A, 40 de zile. Din păcate, nu primiți niciun punct. Colegiul Național Pedagogic. Un domeniu, vă rog. Științe. Albert Einstein. Prima întrebare. Ce este manifest pentru europeni? A. O proclamație semnată de Einstein în timpul Primului Război Mondial. B. O proclamație semnată de Einstein în timpul celui de-al doilea Război Mondial. C. O scrisoare de dragoste. D. Un test pentru politicieni.
rog să ridicați tablițele. Colegiul Național Pedagogic, vă anulez răspunsul. Așadar, Colegiul Național Pedagogic răspunde B. O proclamație semnată de Einstein în timpul celui de-al doilea război mondial. Colegiul Național de Informatică dă același răspuns. Ambele răspunsuri sunt greșite, pentru că răspunsul corect era A. O proclamație semnată de Einstein în timpul primului război mondial. O să vă rog să ridicați tablițele la semnalul meu. Dacă nu veți face acest lucru, nu vă acord punctul, chiar dacă răspunsul este corect. Trecem la întrebarea numărul 2. La ce universitate americană a primit Albert Einstein un post pe viață după emigrare? A. Oxford, B. Princeton, B. Harvard, D. Cambridge. Ați răspuns? Ambele echipe răspund B, Princeton, răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă și scorul este 10-8 în favoarea Colegiului Național Pedagogic Regina Maria. Colegiul Național de Informatică, vă rog să vă alegeți domeniul. Domeniul știință. Științe. Cristale, minerale și roci. Prima întrebare. Pirita și calcopirita, sulfura de fier și sulfura dublă de cupru și fier, se pot confunda cu A. Aurul, B. Argintul, C. Sarea, D. Platina. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde de platina, Colegiul Național de Informatică răspunde A, aurul. Răspunsul corect este A, aurul. Pirita se mai numește și aurul nebunilor, deci Colegiul Național de Informatică primește punctul. Întrebarea numărul 2. Nu există diamante negre. A, adevărat, B, fals. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund B, fals. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă și scorul este 11-10 pentru Colegiul Național Pedagogic și tot această echipă își va alege și domeniul. Artă sport. Titanii Renașterii. Prima întrebare. În ce perioadă s-a dezvoltat Renașterea italiană? A.
secolele 19-20, B, secolele 17-18, C, secolele 14-15, D, secolele 11-12. Ce ați răspuns? Ambele echipe răspund C, secolele 14-15. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă? Să vedem întrebarea numărul 2. Între care dintre artiștii renașterii italiene a existat o cunoscută rivalitate? A. Leonardo da Vinci și Michelangelo, B. Michelangelo și Rafael, C. Leonardo da Vinci și Rafael, D. Rafael și Tizian. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund B, Michelangelo și Rafael, iar răspunsul corect este A, Leonardo da Vinci și Michelangelo. Din păcate, nu primiți niciun punct. Am ajuns la jumătatea confruntării. Scorul este 12-11 pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Iar eu aș dori să vă reamintesc că acest concurs este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Însușeanu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Și acum, Colegiul Național Carmen Silva, vă rog să vă alegeți un domeniu. Domeniul geografie. Tema? Fluvii, mări și oceane. Prima întrebare. Pe ce fluviu era așezat orașul Babilon? A. Eufrat, B. Ob, C. Angara, D. Indus. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde C, Angara. Colegiul Național de Informatică răspunde A, Eufrat. Iar răspunsul corect este A, Eufrat. Un punct pentru Colegiul Național de Informatică. Avem egalitate, 12-12 puncte. Întrebarea numărul 2. Care este cel mai lung fluviu din Australia? A, Murray, B, Snowy, C, Darling, D, Swan.
avem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde C. Darling. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Răspunsul corect este C. Darling. Punctul merge la Colegiul Național Pedagogic, care preia conducerea cu 13 puncte la 12. Și tot Colegiul Național Pedagogic își va alege domeniu. Artă, sport, filme de Oscar. Prima întrebare. Care dintre următoarele filme, laureat al premiului Oscar în 1996, este o ecranizare după un roman scris de Michael Ondaatje? A. Pacientul englez. B. Departe de Africa. C. Tăcerea miilor. D. Tom Jones. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde A. Pacientul englez. Colegiul Național de Informatică răspunde B. Departe de Africa. Răspunsul corect este A. Pacientul englez. Un punct pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Întrebarea numărul 2. Pelicula Rocky, cu Sylvester Stallone în rolul principal, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 1976. A. Adevărat. B. Fals. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde A. Adevărat. Colegiul Național Carmen Silva răspunde B. Fals. Răspunsul corect este A. Adevărat. Un punct pentru Colegiul Național Pedagogic și scorul este 15-12 pentru Colegiul Național Pedagogic. Colegiul Național Carmen Silva. Istorie. Istorie. Oameni politici români. Prima întrebare. Cine a fost prim-ministru al României în timpul marii crize economice? A. Ion Ice Brătianu. B. Alexandru Marghiloman. C. Iuliu Maniu. D. Gheorghe Tătărăscu. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde D. Gheorghe Tătărăscu. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Ion Ice Brătianu. Răspunsul corect este C. Iuliu Maniu. Din păcate nu primiți punctul. Întrebarea numărul 2. Cine este liderul Partidului Național Țărănesc care a decedat în închisoare la Sighet? A. Alexandru Vaida Voievod. B. Iuliu Maniu. C. Dimitrie Brătianu. D. Ion Mihalache.
Să vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde D. Ion Mihalache. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Alexandru Vaida Voievod. Răspunsul corect este B. Iuliu Maniu. Se pare că oamenii politici vă pun probleme. Colegiul Național Pedagogic, vă rog să vă alegeți un domeniu. Științe. Matematică. Prima întrebare. Ce unghi formează tangenta unui cerc la intersecția cu raza? A. Un unghi de 60 de grade. B. Un unghi de 45 de grade. C. Un unghi de 90 de grade. D. Un unghi de 180 de grade. Vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde C. Un unghi de 90 de grade. Colegiul Național de Informatică răspunde B. Un unghi de 45 de grade. Răspunsul corect este C. Un unghi de 90 de grade. Punctul merge la Colegiul Național Pedagogic. Întrebarea numărul 2. Inversul funcției sinus este arc sinus. A. Adevărat. B. Fals. Răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde A. Adevărat. Colegiul Național de Informatică răspunde B. Fals. Răspunsul corect este A. Adevărat. Din nou punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, iar scorul este 17-12 pentru Colegiul Național Pedagogic. Colegiul Național Carmen Silva, vă rog să vă alegeți un domeniu. Domeniul literatură. Tema. Citate și expresii celebre. Prima întrebare. Câtă luciditate, atâta conștiință, câtă conștiință, atâta pasiune și deci atâta dramă. Sunt cuvintele lui Camil Petrescu din A. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. B. Jocul ielelor. C. Suflete tari. D. Act venețian. Vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde C. Suflete tari. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Răspunsul corect este A. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Un punct pentru Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Întrebarea numărul 2.
despre care dintre personajele lui Harap Alb se spune că se întindea de căldură de-i trecea genunchele de gură? A. Gerilă. B. Spânul. C. Flămânzilă. D. Păsări Lăț Lungilă. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund de Păsări Lăț Lungilă. Răspunsul corect este A. Gerilă. Din păcate nu primiți punctul. Colegiul Național Pedagogic. Vă rog să vă alegeți un domeniu. Științe. Științe și o temă. Laureații Premiului Nobel. Prima întrebare. Ce a descoperit Wilhelm Conrad Röntgen? A. Razele gamma. B. Razele X. C. Razele ultraviolete. D. Razele soarelui. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund A. Razele gamma. Răspunsul corect este B. Razele X. Nu primiți punctul nici de această dată. Întrebarea numărul 2. Cine a descoperit streptomicina, antibiotic eficace în tratamentul tuberculozei? A. Robert Koch. B. Selman Waksman. C. Alexander Fleming. D. Maria Goeppert-Mayer. Vedem răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund A. Robert Koch. Răspunsul corect este B. Selman Waksman. Nu primiți punctul nici de această dată. Scorul rămâne 17-13 pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Colegiul Național Carmen Silva, vă rog să vă alegeți un domeniu. Geografie. Județe și localități din România. Prima întrebare. În ce județ se află orașele Băilești și Calafat? A. Dolj. B. Olt. C. Argeș. D. Mehedinți. Thank you.
vedem ce ați răspuns. Colegiul Național Pedagogic răspunde B. Olt. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Dolj. Răspunsul corect este A. Dolj. Un punct pentru Colegiul Național Carmen Silva. Întrebarea numărul 2. Care este județul cu reședința la Târgoviște? A. Mehedinți, B. Olt, C. Dâmbovița, D. Argeș. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund C. Dâmbovița. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă și scorul este 18-15 pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, care își alege domeniul. Literatură. Ion Creangă. Prima întrebare. Din ce parte a amintirilor din copilărie face parte fragmentul? Ea, am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20, nici bogat până la 40 nu m-am făcut. A. Prima, B. A doua, C. A treia, D. A patra. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde A. Prima. Colegiul Național de Informatică răspunde C. A treia. Răspunsul corect este B. A doua. Întrebarea numărul 2. Ion Creangă a absolvit Facultatea de Teologie din Iași. A. Adevărat. B. Fals. Ce ați răspuns? Colegiul Național Pedagogic răspunde B. Fals. Colegiul Național de Informatică răspunde A. Adevărat. Răspunsul corect este B. Fals. Ion Creangă a început Facultatea de Teologie din Iași, dar nu a absolvit-o. Deci un punct pentru Colegiul Național Pedagogic, iar scorul este 19-15 pentru Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Colegiul Carmen Silva. Domeniul? Domeniul istorie. Istoria Angliei. Prima întrebare. Cum a murit Regina Maria Stuart? A. Prin decapitare, B. Bolnavă de ciumă, C. De bătrânețe, D. Pe câmpul de luptă. Thank you.
inspirat să vedem răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund A, prin decapitare. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. Întrebarea numărul 2. Cine a fost amiralul care a învins flota franco-spaniolă la Trafalgar? A. Horatio Nelson, B. Alfred von Tirpitz, B. Oliver Cromwell, D. John Churchill. Răspunsurile voastre. Ambele echipe răspund A, Horatio Nelson. Răspuns corect. Câte un punct pentru fiecare echipă. Și scorul este 21-17 pentru Colegiul Național Pedagogic, care își va alege din domeniul artă-sport Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu, prima întrebare. La ce vârstă a pictat icoanele bisericii din Băicoi și ale mănăstirii din Căldărușani? A. 14, B. 20, C. 22, D. 10. Vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde C, 22. Colegiul Național de Informatică răspunde A, 14. Răspunsul corect este A, 14. Un punct pentru Colegiul Național de Informatică, Carmen Silva. Ultima întrebare din această confruntare. Ce muzeu parizian a fost frecventat de pictor pentru a-și completa educația artistică? A. Louvre, B. Centrul Pompidou, C. Muzeul d'Orsay, B. Domul Invalizilor. Vedem răspunsurile voastre. Colegiul Național Pedagogic răspunde A, Louvre. Colegiul Național de Informatică răspunde C, Muzeul d'Orsay. Răspunsul corect este A, Louvre. Deci punctul merge la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, care și câștigă această confruntare cu un scor de 22 de puncte la 18 puncte pentru Colegiul Național de Informatică Carmen Silva de Retroșani. Așadar, Colegiul Național Pedagogic primește 3 puncte în clasamentul general. Felicitări!
Înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc încă o dată sponsorilor noștri, Cafeneaua Dependentă de Cultură Jos Pălăria, Editura Humanitas, Editura Nemira, Editura 3, Grupul Editorial RAO, Heidelberg Cement România SA, SC Drupo SRL, SC Prems Librexim SRL, SC Top Tech SRL, Tritonic Grup Editorial. Iar pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă invit la o nouă confruntare la ora 14.45 între Colegiul Național Decebal din Deva și Colegiul Național Mihai Eminescu, Tim Petroșani. Vă mulțumesc, la revedere!